Reporterii Focus Press au ajuns astăzi în stațiunea Mamaia, unde un club din stațiune se reprofilează. Îl avem invitat astăzi pe patronul clubului LUV, domnul Ionuț Budi. Bună ziua! Bună, bună! Spuneți-ne puțin despre reamenajare, despre cum ați regândit. Bun, acum, într-adevăr, toate lucrurile cred că trebuie regândite după perioada asta de nefuncționare și de secetă economică, ca să spun așa. Și atunci, normal, nu numai noi ca și patron, dar și angajații au nevoie de o gură de oxigen proaspătă, trebuie să înceapă și ei să câștige din nou niște bani. Ajutoarele sociale, ajutoarele de șomaj, șomajele tehnice au fost într-adevăr bune și foarte bune pentru noi și pentru angajați, dar bineînțeles că totuși e o sursă de venit insuficientă pe perioadă lungă și atunci noi am gândit că trebuie să facem ceva, să putem să dăm drumul, poate nu, sau mai mult ca sigur nu se vor ajunge la volumele și toată ambianța și tot cum era înainte, da, dar măcar puțin să redeschidem și să redeschidem apetitul pentru distracția oamenilor, care probabil undeva în astea 3 luni s-a redus. Oamenii, chiar dacă sunt dornici, probabil că au uitat puțin să se distreze, dar asta va trebui să se întâmple probabil în cel mai scurt timp. Văd că deja ați început, barul a fost mutat afară. Da. Am gândit totul ca să putem funcționa ca și o terasă, pentru că, după cum se știe, terasele în aer liber deja au voie să funcționeze. Atunci am reconfigurat toată schema de funcționare a clubului și îl vom transforma într-o terasă, așa încât să putem și noi să funcționăm la capacități reduse, dar măcar funcționăm. Ceva noutăți? Veniți și cu noutăți? Da, venim cu noutăți. Avem, față de anii trecuți, avem acum absolut toată fațada, o să o avem deschisă și avem acest mic comerț de întâmpinare. Ok. Pe care l-am gândit să fie cumva și ca spațiu verde și ca posibilitate să stea cu oamenii. Și avem o activitate complementară business-ului nostru. Vom deschide aici un bistro, mai mult sub formă de takeaway. Bineînțeles, vor fi nici miște teșghele unde oamenii vor putea să mănânce în picioare sau dacă vor, să servească da, repede un sandwich sau ce o să avem noi aici. O să avem niște burgeri buni, niște lucruri bune. Și atunci aici va fi un bistro. Oamenii de la plajă vor putea să vină repede să mănânce sau să-și ia pe plajă să mănânce și cine mai dorește, turiști toți care trec. Dar ați avut ceva probleme cu personalul? Da. Personalul și eu am înțeles perfect asta, s-au fost o mare parte din personal s-a reprofilat și au găsit alte servicii între timp. Chiar dacă eu le-am asigurat, prin bunăvoința statului, am asigurat acest șomaj tehnic prin contractele lor de muncă, dar mulți au considerat că trebuie să reprofileze și atunci, într-adevăr, o bună parte din personal au ales să facă dar ceva. Dar de partea cealaltă ați avut parte de oameni care au vrut să vină la angajare? Da, și acum, în continuu, suntem asaltați de telefoane, vor să muncească, oamenii vor să facă ceva. Sunt foarte mulți, mai ales în domeniul ăsta Horeca, care a fost turism și Horeca și au fost aceste două activități, au fost cele mai lovite, da, din păcate, și atunci sunt foarte mulți oameni care trebuie să facă ceva, au probabil acasă, familii, rate, chirii, știu și eu, și atunci nu poți să stai dintr-un șomaj tehnic. Doriți să le transmiteți un mesaj turiștilor care vin la Mamaia? Da, să vină cu încredere, stațiunea este extraordinar de bine pregătită, curată, frumos, vreme bună se anunță, sunt foarte multe locuri deschise, mai pe semi-distracție, dar probabil că într-un timp relativ scurt, guvernul să ia niște măsuri și să putem să deschidem la full capacitate absolut cu toții. Să revină totul la normal. Vă mulțumesc! Și eu!